Hai, noroc că bine v-am regăsit la un nou episod, un episod ceva mai special, deoarece astăzi se lansează noul panel OG Times și o să fie forță, după părerea mea. De ce spun astăzi? Pentru că este ora 3 și 45 de minute dimineața când filmez eu acum acest episod. Probabil o să-l programez la ora 11 sau ora 12. Posibil ca panelul să fie deja pus sau nu. Deci dacă nu este pus, enjoy, vă arăt panelul, este o mică prezentare. Dacă este pus, puteți să intrați să îl descoperiți și voi singuri. Dar vă fac o mică prezentare mai pe scurt, să nu fac acest videoclip lung. Dar pentru început, hai să băsăm butonul ăla de like, fraților, pentru acest episod. Pentru că băieții ăștia s-au dedicat foarte mult acestui panel, practic l-au făcut de la zero după bunul plac, Storm și Massive, despre ei vorbesc, bineînțeles, și este foarte, foarte ok, deci merită apreciați pentru munca depusă, mă băieți, și în secțiunea de comentarii să-mi spuneți și ce părere aveți despre noul panel, impresii și toate cele. Eu cu Massive și cu Storm o să ne uităm la ele, o să dezbatem dacă este cazul. Dacă ne place ce vedem, o să vă dau și o inimioară, bineînțeles, și cam așa stă treaba. Bun, hai să nu mai vorbim așa de atât de mult și să trecem la prezentare, ok? Hai să închid asta ca să avem aici prin plan noul panel. După cum observați, acesta este noul index, sper că o să vă placă. Vedem aici, o să vă prezint pe scurt cam tot ce ține de panel, așa, rapid, pe rând, da? Ok. Playeri înregistrați, playeri logați astăzi, playeri online, mă scuzați, playeri logați astăzi, playeri înregistrați. Ok, vehicule, cred că v-ați dat și voi seama, Facebook-ul, și aici avem ceva nou, top 3 player of this week. Ok, deci top 3 jucători pe săptămâna asta. Avem aici I'm Nigga cu 51 de ore jucate, Xkepa cu 50, cred că v-ați prins cum stă treaba, aici server updates ca VPN-ul vechi, bun, last action, vedem, quit group, bun, fraților, hai să trecem mai departe, vreau să ne și logăm, da, apăsăm aici login și, băi, pe ce cont, pe ce cont să mă loghez? Pe alu Massive sau pe al meu? Hai, pe al meu, pentru că am fost logat și pe contul Massive când vedeam anumite chestii pe panel. Ok, ne-am logat, ne spunem welcome back. Bun. Ce avem? Cu ce să începem? Începem cu My Profile, pentru că sigur asta o să vă intereseze și pe voi. Și dăm la My Profile și avem profilul nou. Bă, arată foarte, foarte bine. După părerea mea, sper că și după părerea voastră. Bun, avem aici o imagine cu avatarul nostru din joc, dar voi dacă aveți avatar diferit, clar o să vă apară o imagine cu avatarul vostru. Deci asta este poza cu avatarul actual care l-aveți în joc, pe care l-aveți în joc. Deci avatarul pe care l-aveți în joc, adică skin-ul pe care l-aveți în joc, aici o să apară poza de profil. Da? Cred că v-ați prins cum stă treaba. Co-owner, premium user, clan owner, admin tools, ok. Aici avem skill-uri, da, s-a băgat o chestie nouă pe panel, skill-uri, dar eu am 17% deoarece am skill 1, voi dacă aveți alt skill o să aveți aici 100%, dacă aveți skill maxim o să aveți aici 100%, ok? Bun, SFPT, clan, ca pe panelul vechi și cam pe toate panelurile, licențele, da, aici vă spune și despre licențe, mai am 556 de ore licență, mai am 19 ore, la asta mai am 556 și la asta la fel. Ok, mergem mai departe, aici o să fie o chestie foarte interesantă, vehiculele, da, mașinile deținute, numele, prețul în dealership, kilometri, culorile, de câte zile este mașina și tagul. Dacă aveți cumva un tag pe mașină, va apare și tagul aici. Logurile mașinii aici poți să vezi, na, dacă ai fost vândută, de către cine, cui. Ok, și aici foarte interesant, nu trebuie să faceți absolut nimic, aici va apare pe hartă unde este mașina voastră. Dați orice, deci nu trebuie să intrați pe altă pagină să vedeți unde este mașina și, na, aveți aici tot. Dăm, uite, de exemplu, scrie aici bullet location și îți apare aici cu roșu locația.
O chestie foarte, foarte interesantă adăugată pe noul pen este vorba despre case și business-uri. Casa cu numărul 13, cu ID 13 am eu, casa puilor, aici avem și house description. Rentul, cât am eu rent, nu este de vânzare. Renterii actual, da, în total, renterii, în total, am 742 de renteri și câți bani am în casă. Foarte, foarte ok această treabă. La fel și la business, numele și avem aici câți bani avem și în business. Și dacă apăsăm aici, din nou va apare unde este casa actuală și businessul meu. Deci aici. Foarte, foarte. Deci asta este proprietățile. Da, faction history este ok, este basic cum ar veni, dar este arată foarte, foarte bine și faction history. Avem aici și un user bar. Ok. Deci profil, proprietăți, faction history, user bar. Trecem mai departe. Admin pe mă, să vă arăt admin panel-ul. Hai să vă arăt și admin panel-ul, să vedem. A, oricum asta nu voi nu aveți, da? Da, avem lideri, deschide aplicații, resetare la port, dacă vreau să aici, na, mai mult pentru noi, pentru adminii mai mari. Deschide aplicații, șterge aplicațiile, cam așa stă treaba. Aici la lider, vedem că aici este bifat, adică facțiunea are lider, aici facțiunea nu are lider. Putem să închidem aplicațiile și cred că v-ați prins, cred că v-ați prins cum stă treaba. Să-mi spuneți, v-am spus ce părere aveți despre toate chestiile acestea. Chiar sunt curios să văd ce păreri sunt în secțiunea de comentarii, fraților. Deci, aici este admin panelul. Evidența, clar, nu pot să vă arăt, îmi pare rău, asta chiar nu pot să vă arăt. Online, player online, cred că știți și voi despre ce este vorba. Deci, ok. Stafful, hai să vă arăt și la staff. Deci, avem aici stafful. Tot stafful, Engine, Larissa, Epic, Ada, Saf, Olivia, Lolex, mamă, Olivia este on la această oră. Ok. Hai să luăm pe Storm. Deci Storm, statistici, reporturi, reclamații, 141 de etichete făcute. Da, Storm este mai mult pe, se bazează mai mult pe etichete. Deci dacă apăs aici, eu o să verific aici raportul adminilor și toate nebunile. Aici avem helperii, da? Deci helperii actuali. Helper level, ok. Last online, Dark Izor, Coavo. Uite, dacă apăsăm pe Coavo, răspunsuri, întrebări șterse, Dark Izor, Ezentrix, uite, dacă apăsăm la fel. Deci, eu zic, bă, cam puține NR-uri aveți. Că acum mă uit. Bă, mă uit, ia să vedem. Bă, Sheik, ia, tu câte ai, frate? 451. Ah, mai ok, mai ok. Tudor, Sinaide, ok. Cred că v-ați prins lideri. Bun, aici sunt liderii, avatarul de la lideri. Mr. Poppy, Dark Izor, na, Faction Leader, Days, zilele în facțiune. Uite, apare aici și zilele în facțiune. La ce este lider? Eu zic că arată foarte, foarte, foarte ok. Când a fost online ultima dată? Dacă este online, na, v-ați spus. O chestie interesantă, trecem mai departe, este la search. Văd că filmez de 8 minute jumate, hai să ne grăbim puțin. Aici este o chestie foarte, foarte, foarte interesantă. Când cauți un jucător, de exemplu, da, vii la search și scriem Lolex. Apăsăm și deja nu ne-a intrat pe o altă pagină, nu trebuie să facem absolut nimic, se încarcă direct pe aceeași pagină și direct, hau. Avem Lolex, dacă nu apăsăm și ținem doar click-ul, ne arată și level 7 și aici level 10. Foarte, foarte, foarte ok treaba asta. Și hai să scriem, de exemplu, uite, scriem masive. Nu facem nimic, apăsăm un enter și aici avem masiv level 63. Ce părere aveți despre toată treaba asta? Mie mi se pare o chestie foarte, foarte ok. Acum să văd și părerea voastră, frate. Nu știu, mie mi se pare o chestie foarte, foarte ok. Bun, hai să trecem mai departe. Deci așa cauți pe cineva. Dăm la home. Să ne ducă pe index. Bun. Un ban tichete, reclamații. Hai să vă arăt și niște reclamații dacă tot este cazul. Offensive language. Scam. Order. Hai să apăsăm random pe
o reclamație, apoi mă pusa pe asta, dovezi, cer să ia ban sau urnă în jură pe AD. Ok, nu o să ne uităm acum. Mersi pentru post. Ok. Am luat și o reclamație interesantă. Avem aici opțiunile, dacă vreau să închid reclamația, dacă vreau să schimb categoria, dacă, de exemplu, vreau să schimb din... aici este offensive language, da? Mi se pare. Să o schimb în deathmatch, o pot schimba, nu este niciun fel de problemă. Mute limbaj vulgar, spam, urn, ban, dacă vreau să-i dau ban temporar sau permanent. Aici avem post enclosed, dovezi insuficiente și dacă scriu un comentariu, uite, de exemplu aici a scris băiatul ăsta un comentariu, pot să dau reply la comentariu, da? Și mi-arată că îi dau reply lui, adică îi dau răspuns lui. Hai să punem un test. Coment. Bă, ce mai... post. Deci am dat test, apare aici admin, dar mi-am dat lui comentariu. Dacă scriu aici un test, dar nu cred că nu mai merge că am scris prea repede. Da, nu merge pentru că, na. Dăm aici delete la... Da, sunt sigur că vrei să șterge comentariul, odată știți comentariul nu va mai putea fi recuperat. Da, sunt sigur. Șters, apare foarte, foarte, foarte decent. Hai, trecem mai departe. Tichete. Hai să vă arăt și tichetele dacă toți suntem aici la timp. Băi, pare ce pula mea mi-a apărut de două ori aici. Ah, da, cred că mi-am dat eu funcția de co-owner și de apar. Da, se rezolvă, nu-i problema asta. Aici avem prioritate. Dacă un tichet necesită o prioritate foarte mare, adică dacă un tichet trebuie rezolvat foarte, foarte rapid, pune aici pe prioritate foarte mare, pe prioritate foarte mare și se selectează aici. O să apare și aici, cred că imediat se va actualiza. Dar o să las deocamdată aici, prioritatea scăzută și în așteptare, dacă vreau să pun tichetul deschis, în așteptare sau închis. Ok, dacă apăs pe el o să se deschidă tichetul și o să pot să las și un răspuns acolo. Cred că v-ați prins și la tichete. Asta nu... Aici, da, uite, vă prezint cum am eu ca admin. După categorie, aici pot să selectez. Joc, securitate, forum, donații, deci dacă vreau să selectez toate, după prioritate foarte mare, mare, scăzută normală. Deci asta dacă vreau să actualizez eu filtrul, să-mi arate mie etichetele. Bug reports, banuri. A, banuri aici. Banurile date. Na, aici e ok. La premium. Hai să trecem la premium, să vă arăt și puțin cum stă treaba. La premium, la cont premium, dacă vedem aici cont premium, 60 de puncte premium. Apăsăm pe acest ochi, beneficii pentru cont premium. Aici ne dă toate detaliile despre acest premium. Dacă vreți să cumpărăm, uite, schimbare nick, de exemplu. Dacă nu-ți place nick-ul pe care îl ai, îl poți schimba cu doar 20 de puncte premium. Îți spune și, na, ce ai de făcut. Cum pot lua un ban, aveți aici toate cele. Și este foarte, foarte ok. Deci totul despre premium aveți aici. Dați pe acest loc și vă explică toate chestiile. Bun, la puncte premium aveți toate detaliile aici. Cât costă, câte puncte premium o să-ți dea pentru acei bani. Și aici avem metoda de plată, PayPal, SMS și este foarte, foarte ok. Bun, o chestie la facțiuni. Vă o să... Vedeți că mi se încarcă mai greu aceste imagini până mi se downloadează prima dată, dar după o să se miște mult mai ok, mult mai ok. Mai ales că m-am spus, când filmez acum acest episod, panelul nu este lansat, deci nu este pus. Este, na, în varianta beta, că e și spune aici, că times beta, aici chestia asta, aici o să fie un pământ, practic, în locul acestei chestii. În fine, trecem mai departe. A, SPD, 35 din 40 de membri, levelul necesar, membrii aplică, dacă aplicațiile sunt închise, deschise, arată efectiv tot pozele cu toate HQ-urile facțiunilor. Eu zic că arată foarte, foarte ok și foarte, foarte realistic. Deci aici dai aplică, nu vă pot arăta pentru că eu sunt într-o facțiune și nu merge. Vă las pe voi să descoperiți treaba asta. La clanuri, hai să dăm la clanuri, dăm aici, uite, clanul, ai în primul clan, Owner, Mr. Poppy, vedem că el este Owner, clan, câte sloturi,
Când expiră clanul, bun. Hai să vă arăt o chestie foarte interesantă. Ai, de aici spune, sunt nabul, nu știu ce, ok. Aici avem membri. Toți membri, membri de rang 1, membri de rang 2, membri de rang 3, membri de rang 4, de 5 și de 6. Deci, cam așa se treaba. Deci, putem să... Mamă, câți membri de rang 5, ca... Cred că toți sunt clan. Ia să vedem alt clan. De exemplu, clanul de True Legend, Honor Asaf, clan members. Uite, rang 1, rang 2, nu, rang 1, rang 2, rang 3, selectăm rankul și ne arată doar pe cei de rang 3, da? Rang 4, ok, v-am prins. Clan Logs și clan Forum. Aici nu au băieți, din păcate. La statistici, hai să vă arăt și la statistici, la statiștii, pupa, pizda, mătii, ha, statistici, mă scuzați, oricum, clar, nu o să tai, așa o să las. Se mai încurcă om în pula mea. Top player. Iradu, level. Ore jucate. Nume. Bineînțeles, aici cred că știți și voi despre ce este vorba. Top gangsters. Este și pe penul actual. Houses. Hai să vă arăt și la case. Prețul. Rentul și dacă apăsăm aici direct o să ne arate unde este casa. Uite, de exemplu, casa mea are Rolex 13, apăsăm aici și ne arată aici unde este casa. Ok. O chestie foarte, foarte interesantă este la ur-uri. Deci la ur-uri chiar îmi place mult treaba asta. Acum cât timp a fost ur-ul? Cine a câștigat? Uite, de Rusia nu avea câștigat cu 97 de puncte împotriva The Ballas Family, cu 34 de puncte a câștigat teritoriul cu numărul 27. Și dacă apăsăm aici la statistici, vedem toți, efectiv toți jucătorii care au participat la War, de câte kill-uri au făcut, de câte ori au murit, la fel, câte kill-uri au făcut, de câte ori au murit și așa se treaba. Aici avem o bifă pentru că a câștigat The Russian Mafia. Și mi se pare foarte, foarte, foarte ok. Hai să vă mai arăt rapid, așa cum, uite, de exemplu, Aviz Parifa cu The Nang Boys. Da, au luat băieții fail, ne arată aici cine a câștigat, toți membrii care au participat la War și câte kill-uri și de ce se iau. Foarte, foarte ok. 15 puncte la 20 de puncte, ok. La biz nu am ce să vă arăt la licitații pentru că nu sunt. Logurile clar nu pot să vă arăt. Și cam așa se treabă cu panelul actual, adică acest panel o să fie băgat mâine, v-am spus. Să-mi spuneți acum în secțiunea de comentarii ce păreri aveți despre nou panel. V-am spus, băieții au lucrat foarte mult la noul panel. S-au dedicat foarte mult și merită apreciați și pe această cale vreau să-i felicit și pe ei pentru că știu cât de mult au muncit și cât au pus pentru acest lucru, cât de mult timp au pus în față pentru acest lucru și chiar merită apreciați pentru treaba asta, mă băieți, și în secțiunea de comentarii să-mi spuneți părerile voastre. Cum vi se pare acest panel și o să mă uit împreună cu ei, cu Storm și cu Masiv și o să analizăm situația, o să vă răspundem și la comentarii dacă ne lăsați un comentariu despre acest lucru. Bine, băieți, cam atât o să fie și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și o să ne revedem data viitoare, fraților. Eu am fost Lolex și numai bine! Ce pula mea? Nu am închis ăsta? Bă, băieți, hai că nici nu am închis filmarea. O închid acum, noapte bună, poftă bună dacă faceți acum ceva, mâncați sau orice faceți voi, pentru că nici nu știu când postez ăsta. Noapte bună, enjoy, pula mea. Sper să vă placă panelul.